Agerpres, deși nu are ca obiect principal de activitate depozitarea istoriei, prin misiunea noastră de informare publică, respectând această misiune, automat aducem cu noi de 127 de ani anul acesta istoria României, istoria modernă, istoria contemporană, perioada interbelică, război mondial, perioada comunistă, Revoluția Română, o perioadă cu evoluții, cu involuții, dar pe care Agerpres a relatat-o și a păstrat-o pentru memoria colectivă a României zeci și zeci de ani și cred că și de acum încolo vom face același lucru. Pentru mine e o onoare să am ocazia de a aduce în fața publicului istoria României. După cum spunea cineva la Iași, fotografiile noastre sunt depozite de emoție și sintagma asta mi-a rămas în minte și cred că subliniază foarte bine importanța pe care o are fotografia istorică a Agerpres. Istoria trebuie să existe și trebuie să nu fie uitată, trebuie să știm ce s-a întâmplat bine, ca să repetăm ce s-a întâmplat, și trebuie să știm ce nu a fost atât de bine, ca să evităm pe viitor. Astăzi veți vedea o expoziție care, sunt convins, va constitui o surpriză pentru toată lumea. Agerpresul nu este numai o interfață a României cu mediul știrilor mondiale, dar este și depozitarul unui uriaș tezaur de informații păstrate pe periculă, pe bandă sonoră, sub formă tipărită. Aici am retrăit unele momente pe care am trăit cu pielea mea în România, deci mai ales în timpul Revoluției 1989.